Voiam să vă arăt cum fac eu salata de sfeclă roșie. Am aici 3 cepe medii. Am fiert aici sfecla, am curățat-o și am fiert-o. Mănânci-o? Da. Și o să tai ceapa solzișori. Da. O mănânci pe toată? Da. Aoleu. Îți place ție? Da. Sfecla roșie? Mi-e place. Că e foarte sănătoasă. Mie fără sănătoasă. Nu e sănătoasă? Aveți că avem asta? Nu, că n-avem loc. Ce aia? Sunt niște legume pentru ciorbă. Aia? Și lasă să se călească până se caramelizează așa ceapa, până se prăjește. O să fac și un mușdei de usturoi. Iar la cuptor n-am mai filmat. Am făcut un pandișpan cu fructe, cu cei mici. N-am mai filmat pentru că aveți rețeta la noi pe canal. Ia. Hai să-l curățăm aici. Da? Da, mă ajuți? Da. Iar aici am pus carnea la fiert, în instant pot. Vă dau așa un fiert și apoi arunc apa aia și pot să-i pun alta și fac o ciorbă. Acum o să scurg sfecla. Vedeți că ceapa se prăjește, o mai las să se mai rumenească, se facă bine, ca să-i dea gustul acela dulceag, așa. Iar Aria curăța acolo usturoi. Vei evita? Mă ajută. Așa arată ceapa mea, peste care am pus puțină sare și acum pun puțin piper. Nu știu cât de bine m-a auzit că merge și fota, dar ținând cont că prăjesc ceapă, trebuie neapărat să o folosesc. O să opresc. Și peste o să adaug sfecla roșie. De usturoi. Stai, Ari, dă-mi voie puțin, Aria. Aici fac un mușdei de usturoi. Am pus 4 căței cu puțină apă și o să servim peste salata asta de sfeclă. Care este minunată, vă zic. E foarte, foarte bună. Asta este modul nostru de a o servi, dar nu. Puteți să mâncați și cu hrean. Am văzut multe persoane că mănâncă. Eu nu sunt neapărat fan. Mie așa îmi place, așa ne făcea mama când eram noi mici și așa o fac și eu. Deci v-am zis, ceapă călită, sare, piper. Mami, tu l-ai dat usturoi. Eu? Da. Bunii. Ia zi cum zi, poftă? Mami, poftă mare! Bravo, poftă bună, mami! Poftă bună! Așa arată și pandișpanul. Nu a ieșit foarte, foarte pufos. O să vă arăt imediat de ce. Pentru că cei mici l-au umplut de fructe. Ia uitați. Dar e foarte, foarte pufos. Acum focusează camera și e plin de fructe. Da. Cam așa arată. Și cum stăteam așa și mă plictiseam, am zis să fac și niște aripioare la cuptor, în bere. Am pus o jumătate, bine, ar fi fost bună o sticlă întreagă, dar nu mai am, o jumătate de sticlă de bere. Am pus așa peste. O să mai adaug niște apă
foarte, foarte puțină apă și o să le pun la fiert. Să știți că asta este rețeta mea personală, nu am găsit-o niciunde. Într-adevăr există aripioare cu bere, dar nu știu dacă se fierb cât se pun la cuptor. Eu așa am ales să fac, ale mele sunt și congelate, cei drept. Vedeți că aici nu sunt curățate, dar o să le curăț mai apoi, pentru că berea asta o să o arunc, doar le fierb așa pentru gust. Și să știți că pot fi mâncate chiar și de copii, pentru că alcoolul se evaporă și oricum berea nu are foarte, foarte mult alcool. Deci așa, o să pun un capac și o să le las să fiarbă puțin, mai apoi le curăț și le condimentez. Pun sos de soia, zahăr brun, praf de usturoi, sare, piper. Pentru aripioare am pus aici 3 linguri de sos de soia, piper, praf de usturoi. Și o să iau 2 linguri de zahăr brun. O să amestec foarte, foarte, foarte bine. O sare, să știți că nu am pus, pentru că i-am pus la fiert peste carne și în plus sosul de soia este destul de sărat. V-am zis, nu este o rețetă de pe net, este fix rețeta mea, nu. De obicei, în loc de zahăr, puneam miere, dar v-am spus că nu mai am. Trebuie să dau o comandă de niște miere. Și o să vă mai rămâi apoi cum ung puiul. Am uitat să vă spun că pun și paprika, boia picantă. Cei mici nu mănâncă, așa că o să le fac destul de picante. Și am pus și puțină apă. Cam asta este consistența, așa, destul de lichidă. Dar la voi, dacă mănâncă și copii, puteți să puneți doar boia dulce, afumată, sau puteți să nu puneți chiar deloc. Și acum o să pun așa baițul peste. Să știți că nu le-am fiert foarte, foarte, foarte mult. Le-am fiert așa cât să iasă sângele din ele și să nu-mi facă spumă la cuptor. Și le dăm așa prin ăsta și o să le las cam o oră așa în baiți. Și apoi să le bag la cuptor. Da, mama! Cam așa arată și apoi le las o oră imediat, Aria. Le las o oră în vai și apoi le bag la cuptor. Și asta avem noi la cină, aripioarele acelea în bere, legume mexicane făcute la abur, puțin piure și aici am făcut o salată de țelină și morcov. Asta mâncăm noi la cină. Bun apetit! Noi aici facem o șaurma sănătoasă. Avem aici niște pulpițe de pui pe care le-am fiert înainte și am făcut o supă de căduște. Le-am pus aici la prăjit cu puțin unt, boia dulce, piper, sare și puțin praf de usturoi. Haideți să vă arăt ce ingrediente mai folosim noi. Știți că copiii nu mănâncă, așa că le facem pentru noi. O să folosim salată din aceasta. Noi avem un mix de salată. Puteți folosi salată simplă sau mix din aceasta sau absolut ce salată vreți voi. Ha? Ce? Mare zâmbet de mine. Mă grăbesc pentru că acum și o să aibă unul dintre vreo criză de plâns și noi o să ne mai înțelegem de aia. Aia e bună, sper că mănânc. Folosim un sos din acesta Samurai, care este picant. V-am spus că copiii nu mănâncă. Aici avem iaurt din acesta natural, jumătate de iaurt. Stai un pic, este cu usturoi, să știi, peste care am ras 3 căței de usturoi. Am pus și puțină sare. Stai, Arhie. Hai, pune tu sare.
avem așa un grill din acesta. Vedeți aici? Eu l-am încins cu plastra mare, dar o să fac cu una mai micuță. Și las la foc mediu, spre mic. Mai ales că se folosește ochiul ăsta pentru cartof. Și haide să vă arăt cum facem noi, așa zis, hop. Așa urma. Stai, mami. Gata, ajunge cu sarea, mulțumesc. Ești o drăguță. Stai, îmi dai voie, te rog. Folosim wrap-uri din acestea de la Lidl. Tu dacă vrei să faci ca sare. Nu, cred că ăștia, da. Miroase a Mac, nu? Mare zice că miroase a McDonald's. O să o tai așa, de la jumătate. Vedeți? Așa. Pun prima oară sosul acesta de usturoi cu... Ah, mersi mai ales. Cu iaurt. Puteți folosi maioneză, puteți folosi ce vreți, dar noi am zis că na, iaurtul e mai sănătos și nu este așa de gras. Apoi punem uiul. Poftim! Dar vezi că frige, da? Țipul meu mai să se răcească, da? Ulei, de unde vrei? Mami, iată! Da, mami. Așa. Punem sosul samurai. Vedeți că noi nu folosim foarte, foarte multă carne. Nu suntem atât de carnivori. Am pus așa cu ele, deci am pus așa? Da. Ca să lăprăști peste tot. Și acum punem salata. Deci mare... Gata, gata, ajunge, mami, că face anotații numai cu salata. Da, și acum, ia să facem loc. Ați văzut, am la partea de jos. Apăs puțin. Apoi pe partea cealaltă. Hai fi lăutat salata asta, că nu că e fan. Și a ieșit așa, ca un triunghi. Acum o să punem pe... aici, pe grill. Da? Dar vreau să mai fac încă una. Vreau să lucrez cu două. Haideți să vă mai arăt o dată. Pia. O tăiem. Sos de usturoi. Vine imediat, lasă-l un pic. Lasă-l un pic, că vine imediat, tati. Acum faceți cât de picant vă place vouă. Punem pui. Puteți să puneți și ardei, și roșii, și ce vă place vouă. Noi facem așa că, sincer, asta aveam prin casă. Sosul siracea, lui Marius o să-i pun mai mult. Da, o să... astea nu, că nu-i prea bun, tati. Și salată. V-am zis, puteți să puneți absolut ce salată vreți, ce ingrediente aveți prin casă. Noi asta am avut și am zis că să vă arătăm și vouă ce... Saia. Mami, saia. A, este sfeclă, mami. Nu-ți place sfecla? Acum avem două bucățele. Mă duc să pregătesc o farfurie. Să le scot și un pește. O să vorbești cu mami acum. Așa, stai un pic să arăt cum procedăm. Așa, mi-am luat și peștele. Aici s-a încins. Și pun lipii. Se gătesc, eu să mai fac altele. Deja am scos două bucăți, am pus altele. Ce să-i dai lui Marley o bucățică? Lasă, mami, că n-are. Ce-i dai, pui? Da. Hai, dă-i. Deci foarte puțin trebuie lăsate. Uitați cât de bine arată. Chiar îi spuneam lui Marius acum că era bun niște brânză din aceea ce, dar rasă nouă. Așa. Și cam așa arată, să vă arăt la Marius aici. Nu dați deranjul, dar arată Marius interiorul. Așa arată. E bun? Da.
Și așa arată rezultatul final. Am făcut și câțiva cartofi, mari s-au ocupat de ei, un pahar de cola și asta e, poftă bună! Niște ardei umpluți și câteva sărmăluțe. Am făcut 1, 2, 3, 4 ardei și am făcut la Instant Pot ca de obicei. Poate o să filmez odată rețeta, să vedeți exact cum o fac. Dar arată super. Zici că sunt făcute la cuptor, nici de cum la Instant Pot. Și aici e și pandișpanul cu vișine. Vedeți că deja noi am mâncat din el. Și așa arată de pufos. Vișinele într-adevăr s-au dus la fund, dar pe noi nu ne deranjează. Cam așa arată, foarte pufos și super, super aromat. Un arei se mănâncă așa. Am făcut o plăcintă cu brânzică. Da. Și niște suc natural de portocale și de grapefruit. Și asta mâncăm noi și ne uităm la Asia Express. Nu, Ari? Da? Am făcut așa, în stilul ăsta, așa rulate. Și să vedem cât de bune sunt, nu? Și o să acolo am pus încălțămintea la uscat pentru că, na, iarna. Poftă bună, Ari!